România trece la ora de iarnă în ultima duminică din luna octombrie. În noaptea de 26 spre 27 octombrie ceasurile se dau înapoi cu o oră, iar ora 4 devine ora 3, ceea ce va face ca ziua de 27 octombrie să fie cea mai lungă din acest an. Oamenii sunt ghidați de ritmurile cicardiene, care sunt cicluri de 24 de ore care reglează somnul și alte funcții corporale cheie, cum ar fi apetitul și starea de spirit. Aceste ritmuri depind în mare măsură de expunerea la lumină, sincronizându-se cu ciclurile naturale de lumină întuneric, pentru a promova un somn sănătos și de calitate. Schimbările de oră de două ori pe an modifică felul în care suntem expuși la lumina naturală. Acest lucru poate interfera cu ciclul somn-veghe și vă poate afecta capacitatea de a vă simți alert dimineața și somnoros noaptea. Românii vor dormi mai mult cu o oră în acest weekend, însă mulți oameni nu profită sau nu pot profita de ora suplimentară de somn din acest weekend, fiindcă schimbarea rezultată în ciclul zilnic somn-veghe al organismului poate perturba somnul timp de mai multe zile.